Noi bilete de tratament la sediul Casei Județene de Pensii Argeș. Cea de-a cincea serie a adus 58 de bilete. Pentru a cincea serie din acest an, Casei Județene de Pensii Argeș i-au fost alocate 58 de bilete cu date de plecare în perioada 15 mai-18 mai. Stațiunile pentru care ne-au fost alocate bilete sunt stațiunea 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Olănești și Pucioasa. Pensionarii care au solicitat bilete în această perioadă sunt anunțați prin mesajii prin SMS la numărul de telefon indicat în cererea de acordare a biletului de tratament, iar în situația celor care nu au indicat un telefon mobil, sunt anunțați telefonic, sunt sunați la numărul indicat în cerere. Biletele sunt deja eliberate. Pentru ca toată lumea să fie mulțumită, vor fi două perioade de eliberare a biletelor. Biletele se eliberează în perioadele 22 aprilie, 25 aprilie și în perioada 20 mai. Reamintim pensionarilor, biletele se eliberează personal titularului în baza actului de identitate, contribuția individuală fiind 50% din cuantumul brut al pensiei. La ridicarea biletului de tratament, pensionarul va mai prezenta cuponul lunii aprilie, original sau serocopie, precum și serocopia biletului de trimitere de la medicul de familie, originalul, fiindu-le necesar în stațiune pentru a beneficia de tratament balnear.